Bun găsit, dragii mei! Încă o zi începe aici, pe Insula de un Milion. Ați mai rămas 44. În această seară probabil o să mai plece cineva. O să aflăm asta în arena care închide ziua aici la Insula de un Milion. Până atunci avem foarte multe subiecte pe care trebuie să le discutăm. E o zi lungă, cum spun eu, cu probă, iarăși cu duel și cu rundă decisivă. Până atunci, repet, stau de vorbă un pic cu voi. Vor veni și nominalizații aici. Micuțu, te salut! Cum ești? Așa, acceptabil. Acceptabil, nu? Ce s-a întâmplat? Ce-ai pățit? M-am simțit rău. Din moment ce toate celelalte sunt bune și doar asta e aiurea, nu-i problemă. Doar una singură, așa că putem să scoatem totul și să dăm drum. Mergem înapoi la loc. N-avem cum să scoatem, că mai urmează să ai antibiotic. Asta sau... e, ne mai pune o tură de antibiotic și venim acasă. Să facă Flori mâncare bună de seară, să mă ușteze cu cina. Și cred că va urma o perioadă foarte grea pentru mine. Gândește bine ce faci, că sănătatea ta este cea mai importantă și e valabil pentru fiecare dintre voi, indiferent unde vă aflați aici. Dacă nu e sănătos, nu poți face nimic. Sănătatea e pe primul loc, așa, așa e. Bun, închidem subiectul cu Micuțu și mergem la Angela, care înțeleg că ești dezamăgită de cineva din echipa ta. Da, bună ziua, Cosmin, bună ziua tuturor. Am fost puțin dezamăgită și asta vreau să recunosc față de toată lumea. Cred că și-a dat seama despre cine este vorba, că sunt puțin dezamăgită. Da, acesta este Jaguarul, care, după cum familia mea de acasă și toată lumea știa, ce pasiune, ce dragoste. Ai spus asta aici. Da, am avut pentru el și mi-am dat seama că el puțin m-a neglijat. Făceam gogoși și am tăiat rotund și au rămas capete, da? Alea nu mai erau rotunde. Și atunci eu la Flori zic, uite Flori, mărginile care au rămas, haide să le punem, la cele care sunt trei sferturi, cum ar veni colțurile, ca să fie rotund. Așa este corect și așa este cinstit. La care Jaguarul vine. Doamna Angela, vă rog, nu vă mai băgați. Lăsați fetele, că știu mai bine. Și când m-am uitat și am văzut că el este, atunci mi-am dat seama că nu realizează ce a făcut. Deci nici măcar atâta să mă întrebe puțin ziua, să discutăm, să nu știu ce. Bună, doamna Angela, ce faci, cum ești, nu știu ce. Dar, pe de altă parte, vreau să-mi cer scuze la Jaguarul, pentru că nu pot să-i pretind lui. O persoană străină, eu, pentru el, care el nu m-a văzut niciodată, una e să-l văd eu și să-l apreciez eu și să-mi fie drag mie, el nu m-a cunoscut niciodată. Poate că cu fanteziile mele, să zic, am exagerat eu, considerându-l copilul meu. Piesa de bază care a dus la acest complot a fost un complot, pur și simplu un complot. A fost Izabela. Cred că doamna Moga a strâns aceste sentimente sau frustrări puțin nejustificate, pentru că ea l-a cunoscut pe Jaguarul prima dată în viața ei. Jaguarul poate să mai aibă pe lângă ea încă 1500 de fane. Asta nu înseamnă că trebuie să se ducă să le ține pe toate în puf. I-a crezut că vin aici, a venit Jaguarul și vreau să fac o strategie cu el. Doamna Moga așa are ea niște remarci câteodată și se simte ea atacată sau nebăgată în seamă, nu știu ce să zic. Izabela îl folosește pe Jaguarul, Izabela i-a spălat creierul la Jaguarul și își va da seama în momentul când va ajunge acasă. Am cer scuze față de el pentru că știi cum e, dacă ai drag de cineva, chiar de un actor, te uiți la televizor, ai drag de cineva, da? Și ți-e drag acea persoană și când o întâlnești, parcă îți vine să-l iei în brațe, să-l... ca oricare. Jaguarul este cea mai mare dezamăgire a mea. Și familia de acasă m-a atenționat și prietena mea m-a atenționat. O apreciez enorm de mult, dar nu, eu nu sunt genul de persoană să mă duc să
să iau în brațe omul, să-l pup, să-l drăgănesc. Nu sunt genul ăla de persoană. Dar eu în fiecare dimineață zic bună dimineața la toată lumea. În fiecare dimineață când am pe cineva în față, iau în brațe pe toată lumea. Bună dimineața, îi îmbrățișez. Mă doare, dar asta este. Știi cum e? Părintele rabdă. Copilul lui rabdă întotdeauna și trece peste. Dar aici, nu. Nu va trece, pentru că m-a dezamăgit. Încă o dată, a treia oară îmi cer scuze și n-o să se mai repete. Dezamăgirea mea a trecut, am fost, totul este ok. Acum ne salutăm, suntem în camp așa cum trebuie să fim în camp. Deci totul este în regulă. Bun, hai să mergem la Jaguarul. Ai ceva de zis? În ce fel ai dezamăgit-o pe Angel? Cosmin, în primul rând eu salut din dimineață. În fiecare dimineață când mă trezesc, salut pe toată lumea. Nu aș putea să stau, să iau pe toată lumea în brațe, să iau, să pup, să mă duc pe plajă, să vorbesc. Nu sunt genul. Și acasă, în familia mea, sunt puțin mai rece de felul meu, dar simpatia mea față de persoană este simpatia mea. Dar nu mi-arăt și nu mă exprim. Nu te exteriorizez. Nu mă exteriorizez, nu mi-arăt. Nu, așa sunt eu, felul meu de a fi. Dar asta nu înseamnă că nu am respect față de toată lumea din campul meu. Dar nu sunt genul să mă duc dimineața la prima oră să o iau pe doamna Angela în brațe sau să în fiecare dimineață, în fiecare zi când o văd în camp, doamna Angela, ce dragă mi sunteți, vă mulțumesc. I-am zis că îi mulțumesc, o respect și am și promis că la nunta fiului ei o să vin cu mare drag, pentru că o respect și mi se pare normal. Am respect față de toată lumea din camp, egală. Mulțumesc, Jaguaru, și îmi cer scuze încă o dată. Nu e nicio problemă. Bun. Vlădaia, seara a avut un, să spunem așa, un conflict cu Jaguaru. Eu n-am avut un conflict cu el. Și n-am avut prea mult timp să povestim, ca să zic așa. El a avut un conflict cu mine pentru că m-a văzut râzând, ai spus tu ceva amuzant și am râs și el a avut impresia că râde el. Iar după ce microfonul s-a dat mai departe, a început să mă jignească și m-a amenințat ceva ce nu mi se pare în regulă. Păi ce a zis? M-a spus că poate mă ia la bătaie și acum poate mă ia de ciuf și mă aruncă. E adevărat? Da, Cosmin, e adevărat. Eu recunosc pentru că am coloană vertebrală și spun omului în față. Te-am lăsat odată. Te-am lăsat de două. Te-am lăsat de trei ori. Te-am lăsat de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori. Dacă îți mă calci în picioare, fata mea, ești o copilă care stă din brațe în brațe altuia și cauți tot felul de anturaje și tot felul de îmbârligături. Se mai întâmplă să mai râd, dar este și normal să râd. Adică mai spune cineva ceva amuzant sau comentarii. Și Iza a comentat la tot ceea ce spuneam. Dar nu cred că am făcut cu lipsă de respect. Normal că și el fiind bărbat, având un orgoliu puternic, la urmă că i-a răspuns, i-a zis, băi, fată, o dată, de două, de trei cu frumosul, ea tot nu se potolea, ea tot avea cuvinte de spus și a zis, tași din gură că dacă nu, se întâmplă lucrul respectiv. Nu mi se pare normal ca o copilă de vârsta ei, care eu, dacă mă chineam mai mult, putea să-mi fie fată, să-mi vorbească într-un ton și să-mi vorbească peste nas și să-mi vorbească la un nivel în care ea nu este și nu va fi niciodată în viața ei. Păi logic că n-am cum să fiu la nivelul tău, că ar trebui să mă cobor. Și am încheiat subiectul. Oricum am înțeles că s-a mai luat și de alte fete, dar cred că are și ceva personal cu mine. Pur și simplu nu mă agrează. Jaguarul este o persoană non-grata la el în camp de zile bune. Din câte înțeleg, are un comportament, o atitudine și un limbaj necorespunzător. Am înțeles la un moment dat că el a furat o pungă de stafide și pe urmă le-a acuzat pe fete și se lua de ele. Eu personal nici nu am mari pretenții sau așteptări de la Jaguarul. Sunt mulți oameni cu care poți vorbi mai mult decât două cuvinte, fraze întregi. Deși el susține că oferă mâncare și că totul acolo în grup este unit, Alexandra mi-a spus că i-a furat o gugoșică din mână pentru că era mai mare decât păcea pe care o avea el. Nu mi se pare un bărbat, cineva care îi zice o să te trag de păr sau chestii așa, la o femeie. Amenințările nu există aici, sub nicio formă, da?
oricare dintre voi, dacă ajungem la amenințări de genul ăsta, nu contează cine către cine, sunteți descalificați și plecați acasă. Așa ceva nu se permite și nu există în această emisiune. Mulțumesc! Cu drag! Sindicare atmosfera în camp. Au fost câteva tensiuni, mici neînțelegeri, care am încercat să discutăm, să rezolvăm problema. S-au interpretat anumite lucruri greșit. De exemplu, că eu cu prietena mea, Madalina, noi mai stăm uneori să povestim și am găsit-o pe Renata. Și am stat la povești și am vorbit despre lucruri de femei, normal. Unghii, față, păr. Și Filip a crezut că noi am vorbit despre strategii și am dat informații despre ce se întâmplă în interiorul campului nostru. Și ați dat? Nu este așa, nu este absolut deloc așa, noi am vorbit doar despre lucruri de femei. Filip, te rog. Chestiunea este foarte simplă, fără să lungesc. Cindy, dacă ți-aduci aminte, eu nu te-am acuzat, n-am spus că ai făcut vreo strategie sau ai dat ceva din interiorul campului, pur și simplu te-am întrebat de ce vorbeați cu Renata ascunse. Asta te-am întrebat. Nu te-am întrebat dacă ați dat ceva sau dacă faceți vreo strategie, corect? Pur și simplu... Da, așa este. Atunci au mai fost câteva persoane care au crezut acest lucru. Da, dar nu spune că eu am spus asta. Te rog frumos. Păi atunci hai să lămurim până la urmă. Bun, nu Filip. A fost o simplă întrebare. Este. Nici Jaguarul, nici Filip nu mi se pare normal să se enerveze pe noi. Eu cred că ei crede că noi ascundem ceva sau că ocultăm ceva când nu este așa. Ei nu sunt, nu-i, să zicem, tatăl meu, ca să mă întrebe ce ai vorbit cu o anumită persoană. Noi am zis că am găsit-o acolo, pur și simplu. Acum, dacă m-au crezut, eu nu am ce să... Ce schimba ta, să schimb. Bun, vreau să zică și Renata ceva. Bună, Cosmin. Ieri de-amiază, sincer, am dormit toți. La un moment dat, eu m-am trezit că se auzea un foșnet în pădure. Deci n-am văzut cine era, dar am văzut că cineva umbla. Ideea că eu pe Cindy, în câteva seri, am văzut-o că se plimba și am zis că mă duc și eu să văd cine îi în... Și când am ajuns, erau ele două. Și clar că le-am întrebat ce fac. Ce faceți, cum sunteți și așa mai departe. Asta a fost tot. Nu a fost vorba de nicio asta strategie. Asta este toată situația. Aceasta este toată discuția. Deci eu am vrut să văd cine umblă, pentru că toată lumea din campul nostru dormea. Și am zis că, bă, cineva umblă. Și am zis că, bă, mă duc să văd cine e. Bun, haideți să schimbăm un pic registrul discuției. Am primit un mesaj. Mesajul normal se adresează unuia dintre voi. Și începe așa. Hei, iubirea mea. Să știi că noi suntem bine și ne este extraordinar de dor de tine, mai ales lui Dani. Ce voiam să spun, dacă n-ai simțit deja, iubire, trebuie să câștigi căci ni se mărește familia și nu cu un animăluț, ci cu primul nostru copil. Degeaba i-a adresat mie, nu? Păi da, am spus. Iar tău. E mesajul pentru tine. Da. De frumos. Da. Noi aveam oarecum deja 4 copilași, 3 pisici și un cățeluș. Și fix înainte să vin aici pe insulă, noi ne gândeam că ar fi foarte drăguț, pentru că ne iubim foarte mult și suntem suflete pereche.
să vedem ce frumusețe de copil iese din două suflete perfecte care s-au găsit. Și am încercat prima lună, nu s-a întâmplat nimic și uite că fix acum... De câtă vreme e școala? 8 luni, cred că am făcut 9. Am pierdut noțiunea timpului aici. Și cred că pentru tine, sincer, va rămâne o amintire în momentul ăsta de aici, din emisiune, aici pe insulă, să primești vestea și să te bucuri alături de cei de aici. Cu siguranță, da. Chiar dacă nu s-a zis pentru cine este mesajul la început, eu am simțit că este pentru mine, m-a emoționat direct. Nu știu, cuvintele alea, bună iubirea mea, am zis gata, e iubita mea de acasă, ea e. Și am simțit, totul a fost simțit. Doamne, deci nu știu dacă numai eu am avut sentimentul ăla când a scos foaia Cosmin din buzunar. Eu cred că majoritatea ne așteptam fiecare în parte să fie ceva pentru el. Nici nu m-am gândit că copilul meu o să poată să vadă reacția de aici, când o să fie mare. Wow, ce frumos! Da, că e primul sentiment pe care l-am avut când am aflat de el și e totul filmat. Da, uimitor. Deci sunt prea emoționat. Wow! Deci așa de mult mi-a plăcut această veste. Până acum a fost cea mai frumoasă veste pe care am primit-o, pentru că eu iubesc copiii enorm de mult. Emoție, un pic de tensiune, normal, dar ne întoarcem la joc, cum spun eu, la ceea ce se întâmplă aici, pe insula de un milion. Bianca a făcut nominalizările. E acolo, sus. Crezi că ai ales bine? Bună, Cosmin! Bună, draga mea! Da, am ales o formulă de 4 bărbați puternici. Mi-a plăcut mult atitudinea lor și cum au primit această invitație la joc. Asta mi-a confirmat că am făcut o alegere bună. Și le urez multă baftă și succes și mă bucur că cineva de la ei o să devină cel mai puternic om de pe insulă până la urmă. Bun, hai să-i chemăm atunci pe cei 4 nominalizați. Stilar. Ha, basta. Mulțumesc. Dragoș. Filip. Și nu în ultimul rând, Jaguarul. Ce formulă mai mult decât interesantă, spune. Ok, încep de aici. Ești gata, Szilard? Sunt gata. Ai 2 brățări la mână. Văd singurul că ai 2 brățări la mână. Așa este. Dacă câștigi, o să fii cel mai bogat de pe insulă. Este o șansă pentru mine să devin cel mai bogat om de pe insulă, cum este și pentru ei o șansă să mă egaleze, dacă este cazul. Dragoș, bucuros că intri la joc, da, sau ai fi dus să stai acolo? Nu, sunt bucuros și este o luptă care mă onorează, să zic așa. Filip, iarăși aici. Ai fost aproape. Mă uit la ei și observ că cred că sunt cel mai entuziasmat dintre ei. Da, exact. Sunt cu da. Zâmbetul pe buze. Hai că și Szilard a fost un pic. Am tot spus în ultimele zile că îmi doresc să particip, îmi doresc să concurez, să, într-un fel sau altul, poate sunt dependent de adrenalina asta pe care o simțim înainte de competiție. Într-adevăr, ai spus mai înainte, am fost aproape. În momentul acesta, toți 4 suntem aproape de acel moment, dar pentru asta am venit. Contrar opiniei tale, eu prefer să concurez și, indiferent de rezultat, să plec împăcat, în primul rând, cu mine însumi, decât să stau ascuns acolo până trece timpul. Vom vedea ce va fi. Le-am spus și colegilor mei, ori o să fie show total, ori o să râdeți, de o să vă prăpădiți. Măi, eu de un singur lucru vă asigur că nu o să râdeți. O să vedeți. Jaguarul a 3-a oară. A 3-a oară, poți să fiu și a 4-a, și a 5-a, și a 6-a, și a 10-a până la finalul emisiunii. Cosmin, cum știi, eu mă încarc cu adrenalină și adrenalina mea mă motivează mult mai mult și voi da tot ce e mai bun din mine
Și în primul rând, că jucăm în această formulă, mă încarcă și mai tare de energie și de putere. Și mai ales când îl am pe fratele meu, Filip, în dreapta mea, mă motivează și mai tare. Bun, ei vorbesc de o formulă strong, așa e, încă o dată aplauze pentru Szilárd, Dragoș, Filip și Jaguarul. Va fi mare bătălie între patru sudici. Acum e momentul să vă așezați aici în bol pe rând când vă strig eu îmbrățările și începem cu Szilárd. 20.000 și cu încă 20.000, 40.000 puși la bătaie. E rândul lui Dragoș. Filip, te rog. Filip poartă brățara lui Ciprian. Și nu în ultimul rând, spuneam pentru a treia oară, nominalizat Jaguarul. Sunt aici 5 brățări, miza jocului, repet, 100.000. Îi aplaudăm încă o dată, vă spun mult succes, multă baftă. Imediat ne revedem, dragilor, pentru probă, pentru joc. O scurtă descriere. Ceea ce vedem în spate face parte din peisaj. Pe ei nu-i vom vedea la probă, da? Sunt tot patru, cei care erau în spatele meu, patru cai sălbatici, aici, în această zonă frumoasă. Dragilor, aceasta a fost arena care deschide ziua aici, pe insula de un milion. Mă bucur că suntem împreună, 44 la număr. Mult succes vouă, mult succes și vouă celor care sunteți în grabă.